de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața, oameni buni! Știri din Neamț, mesagerul din Neamț, mesagerul de Neamț, în direct, cafeaua de dimineață, cafeaua o avem, este de data aceasta cafea făcută din aceea niște pliculețe în vid, ca să ne protejăm în totalitate de coronavirus. Pentru că în Neamț protecția este dusă la rang de artă. Deci știți că a intrat în vigoare ordinul prefectului Străiț despre obligativitatea purtării măștii. Masca este obligatoriu de purtat în Neamț, în toate spațiile deschise, pentru că, nu e așa, trebuie să ne protejăm de coronavirus. Dar, ieri, după amiază, spre seară, am aflat cu multă bucurie că există totuși o categorie, cel puțin, de personaje care sunt exceptate de la acest lucru. Este vorba de cei care se întrunesc în echipe de maxim 50 de persoane ca să filmeze un eveniment cultural, artistic sau electoral. Iarăși era să greșesc să pronunț cuvântul electoral altfel. Deci, potrivit unui ordin publicat aseară și semnat de prefectul George Lazar, probabil în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, spune cam așa. N-am stat să mai citesc toate prevederile în baza cărora s-a emis acest ordin, dar spune cam așa. Se exceptează de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice deschise persoanele care iau parte la activitatea de producție de emisiuni, filme documentare sau videoclipuri cu participarea mai puțin de 50 de persoane, paranteză, invitați, virgulă, personaje, virgulă, personal tehnic. Personaje, probabil, aici se referă, în afară de invitați, la personaje de poveste. Nu știu, dar, oricum, invitați, personaje, personal tehnic. Închidem paranteza, la care utilizarea măștii anulează respectivul act de informare / cultural. Bun, ce să înțelegem noi de aici, stimați tovarăși și prieteni? Că legea, asta dată hotărârea domnului prefect, aia dinainte, este o lege care se aplică mai ales când ne aflăm într-o stare specială. Nu de urgență, dar de alertă. Și ea trebuie aplicată ad literam. Ad literam. Ei bine, probabil pentru că Teatrul Tineretului din Piatra Neamț vrea să facă spectacole la celebru bal de Crăciun sau cum naiba se chema ăla de pe platou de acolo, probabil că de aceea vor să introducă acest lucru. Sau, cine știe, vreo școală, vreo grădiniță vrea să dea vreun spectacol fără mască. Sau, nu credeți că e mai plauzibil că se adună 50 de tovarăși să aplaude în delir un șef de partid sau un candidat de partid și vine unul cu camera și spune că el face un act cultural acolo, înregistrând și, pe urmă, făcând o emisiune sau filmarea unui videoclip? Este, după părerea mea, o modalitate perfectă de a-ți lua stângul și a-ți trage cu el în dreptul una bucată scatoalcă. Dar trecem de articolul 1 al acestei hotărâri și mergem la articolul 2, care spune așa. Nu, punctul 2 al articolului 1. Nu se exceptează de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice deschise participanții la conferințele de presă și declarațiile de presă. Acum putem înțelege de ce. Că astea nu sunt un act cultural. Astea sunt un act total acultural și atunci e clar că astea se exceptează. Dar ce ne facem dacă vine un dobitoc cu o cameră de luat vederi și spune eu vreau din aceste declarații să fac aine-claine videoclip?
Îl mai țineți minte pe Toma Caragiu în Actorul și sălbaticii? Ein, zwei, drei, polițai. Deci, un dobitoc vine cu camera și asistă la conferința de presă a unui onorabil domn care vine în fața noastră. Și el din camera aia spune, eu vreau să fac videoclip, dați-vă jos măștile. Ce o să fie atunci? O să-și dea jos măștile? O să respecte primul ordin al prefectului? Al doilea ordin al prefectului, punctul 1 sau punctul 2? Stimați tovară și prieteni, încă mai aveți timp să luați acest ordin, să-l anulați sau, dacă nu, să considerați că primul ordin dat este scris pe hârtie igienică și poate fi folosit în consecință. Pentru că dacă îl dai pe ăsta, îl anulezi pe primul. Orice șmecher care vrea să ducă într-un cartier să facă o adunare electorală spune că face un videoclip și își adună ciraci în jurul lui. Asta este situația, îmi pare rău, dar trebuia spusă cu tot dragostea și tot respectul pentru autoritățile locale, centrale și de alte tipuri. Și ca să nu creadă autoritățile că avem ceva cu ele, vreau să spun că în Mesagerul de astăzi, în pagina 14, pe banii noștri, am prezentat un tabel care arată riscul transmiterii SARS-CoV-2 de la persoane pozitive asimptomatice și ăsta este un document oficial. Acolo spune ce spune primul ordin al prefectului. Știți? Mască, spații deschise, n-ai voie peste un număr de persoane. Asta ca să ne oprim aici. Lăsăm ziarul Mesagerul pentru altă dată. A apărut, este la chioșcu și aveți câteva materiale interesante, unele chiar instructive. Vă puteți uita și la poze, dacă doriți. Lăsăm toate astea și, pentru că săptămâna trecută m-a sărit, astăzi am ținut 10 minute în emisiune să mă asculte pe mine, domnul dr. Liviu Harbuz, bună dimineața! Bună dimineața, vă ascult cu mare plăcere, dar subiectul oricum nu l-am înțeles, n-am înțeles nici sensul acestui ordin, parcă nu vine să... Care, primul sau al doilea? Nu, primul, de primul vorbesc. Ăla cu obligativitatea purtării măștii. Nu, eu vorbesc de cel cu videoclipul. Adică eu știu că cei de la HBO și cei de la Hollywood au venit și au filmat aici, dar nu știam că și în perioada asta... Mi-am uitat și ochelarii pe nas. Da, da, nu știu, n-am înțeles. Nici eu n-am înțeles ordinul, recunosc că nu l-am înțeles. Sincer, chiar nu l-am înțeles. Mi se pare... O contradicție în... E o contradicție și în modul în care și-a desfășurat prefectul activitatea, pentru că deci vreau să spun că a fost unul din cei mai buni prefecți. Este unul din cei mai buni prefecți. A fost foarte activ, prezent, da. Responsabil, lucruri pe care, de care ne-am dezobișnuit în ultimii ani, așa că numai la parade mai eram obișnuit să vedem prefectul. Rest, nu simțeam prezența în interesul cetățeanului în fiecare zi. Da, deci... Mai ales că avem și o situație specială în Neamț și chiar avem nevoie de un prefect responsabil. Da, eu pot să spun, apropo de asta, că este, cred că, singurul prefect care a cam călcat toate localitățile din județ. Absolut. Chiar... Ceea ce este un lucru deosebit. Deosebit. A, și un efort, și un efort fizic și psihic, pentru că și o expunere în același timp. Eu nu știu dacă prefectul de Neamț a trecut prin COVID. Eu cel puțin am trecut și mă simt în siguranță având anticorpii specifici pentru COVID. Încă, pentru că nici imunitatea asta nu ține mult. Nu ține foarte mult. Motiv pentru care cred că cu toții ar trebui să respectăm aceste reguli privind protecția pentru COVID, adică masca, distanța fizică, sunt lucruri obligatorii în interesul nostru, în primul rând, și nu că așa doresc autoritățile. Asta așa este, pentru că, nu știu dacă ieri, de fapt ați urmărit emisiunea de ieri, ați văzut în discuția cu directorul DSP Neamț, Piatra Neamț, cel puțin orașul, a ajuns la 4,99, sigur astăzi am depășit 5.
La, din câte știu eu, la 6 la mie va intra în carantină. Da, dar asta depinde acum. Dacă vom avea filmate foarte multe videoclipuri cu 50 de persoane, poate mai repede. Treceți peste amănuntul ăsta. Fiți iertători. Și ne iartă nouă păcatele lor. Da. Provocarea acestei pandemii în județul Neamț este într-adevăr una specială, comparându-ne cu alte județe. Cred că situația e mai gravă în județul Neamț. Deși apreciez, totuși am văzut pe stradă în ultimele două zile, lumea respectă cel puțin purtarea măștii. Problemele sunt încă majore atunci când vorbim despre transportul în comun, acolo unde oamenii se înghesuie și stau unul între altul. Cred că această componentă, componenta transport, nu a fost încă rezolvată de autorități. Chiar și în prima zi de școală, vă aduceți aminte, copiii au fost terorizați cu măsurile de prevenție și când au ieșit de la școală s-au urcat toți într-un microbus clai peste grămadă. Incoerența și lipsa de proceduri foarte clare duce, noi am mai vorbit aici despre cât de important este încrederea în autoritățile statului, încrederea în guvern, în sistem, în instituțiile statului în această perioadă. Iar toate aceste bâlbe sau zone lăsate descoperite duc la pierderea încrederii în instituțiile statului, care este vitală într-o perioadă de criză. Uitați, cineva, știind că nouă ne place să dezbatem, întreabă așa, domnul Dragoș Budei. Aș dori să citiți această întrebare și să o dezbateți. De ce în mijloacele de transport putem sta înghesuiți 100 de persoane într-un vagon de metrou, de exemplu, și nu putem sta 20 sau 30 într-un restaurant sau în alte împrejurări? Și mă gândesc la ce s-a întâmplat la Bacău. Nu știu dacă ați văzut, o instanță a anulat ordinul prefectului prin care nu se hotăra închiderea restaurantului. Nu mai Horeca. Restaurante, hoteluri, cazare. Deci o instanță a anulat ordinul prefectului și de ieri, practic... Și până la urmă decizia guvernului, pentru că avem un act... Sau decizia guvernului, nu știu. Deci o instanță a anulat acest ordin și Horeca poate funcționa în Bacău. Da, nu mi se pare ok acest lucru, pentru că în această perioadă eu cred că statul trebuie să aibă grijă ca măsurile să fie ferme, fără echivoc, și, bineînțeles, valabile pentru întreaga țară, pentru că asta înseamnă o lege, ea este universal valabilă. În momentul în care deschizi Horeca în Bacău, apare o discriminare față de celelalte zone ale țării, față de celelalte județe. Adică cred că măsurile ar trebui să fie aceleași peste tot, dacă sunt situații similare, desigur, pentru că aici vorbim despre procentul la 1000 de locuitori. Ce aș mai vrea să subliniez este că statul are obligația să sprijine industria Horeca în această perioadă, este obligatoriu. Statul are obligația să sprijine pe toți cei care în această perioadă nu au venituri suficiente pentru supraviețuire, până la urmă, pentru că vorbim de subzistență aici. Deci, o astfel de hotărâre, cred că mai mult face rău decât face bine. Desigur, nu îmi permit și nu am voie să comentez deciziile justiției unor instanțe, dar nu cred că este cel mai bun lucru. Ok, vor avea cei din Horeca, probabil Bacău, vor avea voie să funcționeze, dar eu mă întreb cum vor beneficia... Cu respectarea regulilor, desigur, dar nu știu cum vor mai beneficia de ajutorul pe care statul trebuie să-l ofere în condițiile astea. Adică s-ar putea să piardă, pentru că aici vorbim de condițiile în care se implementează șomajul tehnic, aici vorbim despre ajutorul pe care îl primesc cei din Horeca la nivel de IMM-uri. Adică, cred că nu e tocmai ce ne trebuie. Asta este motivul pentru care noi, cei de la ProRomânia, propunem acel venit minim de criză. Nu-i spun venit minim garantat, deși cam
asta e, pentru că venitul minim garantat există în legislația românească. Și ne întoarcem în timp și aduceți-vă aminte că noi discutam aici la un moment dat despre venitul universal, care a fost implementat și a avut mare succes în Statele Unite, dar se pare la ce vedem astăzi că nu suficient. Și el a fost implementat în Marea Britanie, a fost implementat în Cehia. Este o chestie obligatorie de bun simț, trebuie să le asiguri oamenilor un nivel de supraviețuire. Și ăsta este motivul pentru care noi propunem ca venitul minim de criză să fie de 2000 de lei și 1500 de lei pentru fiecare al doilea, al treilea membru din familie. Și a doua propunere este cea privind sprijinul IMM-urilor, pentru că tot vorbim despre IMM-uri, le dăm bani pentru investiții, am văzut acum programe chiar și investiții în Horeca. Păi la ce să investească dacă nu funcționează? Mai ales că sunt investiții, fonduri, care implică și cofinanțare, vorbim aici despre profit, care profit? Adică lucrurile sunt foarte încurcate. Da, sunt o serie de măsuri care ele pe fond, așa declarat, sunt foarte bune. Deci da, domnule, vine sprijin cu asta. Dar trebuie să gândești în perspectivă. De ce are nevoie? Trebuie să gândești integrat. Da. Din păcate, în România, noi acționăm ca la pompieri. Stingem incendii. Niciodată nu înțelegem că un sistem funcționează doar dacă este un sistem integrat. Și asta înseamnă, în primul rând, predictibilitate. Asta înseamnă stabilitate. Despre asta vorbim. Adică, degeaba luăm măsuri din astea pompieristice, pentru că ele nasc alte crize, alte momente de criză și aceste crize vin în cascadă. Adică nu avem o coerență. A, vorbeam ieri cu directorul, era să spun președintele, directorul DSP, domnul Radu Firea. Da, v-am urmărit, aș prefera să nu comentez. Adică, mie mi s-a părut, domnul Fierăstrău nu este... Este ori depășit de situație, ori nu înțelege fenomenul. Adică a avut niște replici ca și cum ar fi fost de undeva din afară comentator nu implicat, nu responsabil, pentru că eu înțeleg. Chiar am sprijinit din punct de vedere a declarațiilor mele și sprijin în continuare DSP-urile care sunt depășite ca număr, pentru că resursa umană e clar depășită. Au făcut eforturi, s-au expus cei din DSP-uri. Și nu numai atât, pe umerii lor sunt aruncate deciziile luate de absolut alții. Bun. Adică tot aici timpul se cere cu acordul DSP-ului sau la recomandarea DSP-ului. Absolut. În această perioadă, în ultimele 8 luni, am asistat la, nu la o delegare de competențe, ci la aruncarea responsabilității de la o instituție la alta. Am văzut cum responsabilitatea începerii școlii a fost aruncată, descentralizată la nivel de primării, la nivel de școli. Am văzut ce s-a întâmplat cu DSP-urile. Am văzut și aș vrea să subliniez activitatea medicilor de familie, care într-adevăr s-au încadrat și ei în sintagma eroi în halate albe, pentru că au făcut eforturi supraomenești. Această situație este una inedită. A venit ca o presiune pe medicii de familie și vreau să spun că, din ce am analizat eu, medicii de familie au făcut față cu brio, s-au integrat în aceste proceduri, au răspuns cel mai bine ca sistem în aceste proceduri, desigur, exceptând pe cei care sunt în linia întâi, cei de la ATI, care... Noi nu înțelegem că dacă medicii de la ATI, medicii care sunt în prima linie în spitale, care sunt expuși, epuizați după 8 luni de activitate cu o presiune psihologică maximă, dacă acești medici vor cădea, nu va mai avea cine să ne salveze. Nu mai avem asistență, pentru că, din păcate, de exemplu, în cazul DSP-urilor, eu aș fi angajat acum 100 de oameni pe fiecare DSP. Mai e ceva ce se întâmplă în societatea noastră și nu înțeleg cum gândesc cei care iau astfel de decizii. E mult mai ieftin să faci prevenție. Uitați-vă la numărul de oameni testați. În loc să cheltuim bani pe teste, pe prevenție, pe măsuri, cheltuim, știți care sunt cheltuielile pe un bolnav la ATI pe zi?
Cam care? De spitalizare, între 2 și 3.000 de euro. Știți cât trebuie să stea un bolnav care trece prin minim, ATI în spital? Minim 21 de zile. Deci vorbim de 50, 60, peste 60 de mii de euro per bolnav. Dă-l dracu de test, ăla costă maxim 50 de euro, maxim. Deși acum sunt teste în piață care ajung doar la 23-24 de euro. Dăm nu înțeleg exemplu. De ce nu se decontează testele. Nu înțeleg de ce nu se încurajează testarea. Oprim școlile, ceea ce mi se pare o crimă, pentru că copiii ăștia, generația asta, care generația COVID, ca așa o să le spună, adică am avut decreței și acum o să avem generația COVID. Desigur, generația COVID o să apară după 9 luni de la primul lockdown din luna martie, pentru că oamenii au stat mult timp izolați în casă. Da, dar erau și copiii. Erau și copiii, nu mai contează acum. Vom avea o nouă generație care și-a câștigat locul în societate pe o perioadă mai lungă de ani. Testarea, prevenția, sunt lucruri foarte importante, dar la fel, ele trebuie făcute coordonat. Nu, e o anarhie. Unii se testează în întreprinderi, alții nu. Unii testează la școală, alții nu. Nu avem politici coerente. Ați văzut Slovacia? Cred că Slovacia, nu? Slovacia. Da. Slovacia. 2.300.000 de teste rapide în două zile. Slovacia are 5 milioane de locuitori. Nu contează. Contează plus că... Dați-mi voie să vă contrazic aici. Slovacia are și un nivel, ca să zic așa, de dezvoltare mult peste România. Haideți să vă contrazic un pic. Păi, Slovacia au făcut că au 5 milioane de locuitori, dar Bucureștiul câți locuitori are? 2 milioane jumate. Bucureștiul are un buget. Neoficial. Are un buget care îi permite să facă această testare rapidă. Iașu. Păi de câte știu eu s-a încercat de către primărie, s-a pierdut pe timp. Iașu are buget să facă această testare rapidă. Clujul și Timișoara fac testări PCR 3.000 pe zi. Dacă testările rapide, știu eu, ar fi decontate pe program, pe programe europene, eu sunt convins că așa cum băieții ăia acum au avut o inițiativă să lege Oradea de Arad prin program propriu făcut de cele două județe, ar face același lucru și acum. Nu înțeleg de ce la Piatra Neamț nu s-ar putea face lucrul acesta, măcar pentru școli, profesori. Ar fi extraordinar. Nu înțeleg, efectiv nu înțeleg. Să le putem oferi copiilor posibilitatea să meargă la școli. Nu înțeleg de ce nu se face. Și acum vorbesc cu consilierul local, Liviu Harbuz. Scuzați-mă dacă greșesc. Sunteți consilier local. Sunt gluma la o parte. Nu, las nicio glumă. Am calitatea de consilier local pentru că am depus și jurământul. Da, deci eu să fiu consilier local, m-aș bate pentru lucrul acesta. Da, eu mă bat pentru aceste lucruri, dar trebuie să am și cadrul oficial pentru că deocamdată sunt în așteptare să avem convocată o ședință. O ședință de consiliu local și, desigur, să putem comunica. Eu am comunicat și în această perioadă cu primarul Carabela, dar nu suficient și nu instituționalizat. Aș dori ca lucrurile să înceapă cât mai repede, pentru că consiliul local are o responsabilitate foarte mare pentru orașul Piatra Neamț. Iar dacă măsurile luate în Piatra Neamț pot deveni bune practici, ele pot fi implementate în tot județul. Și eu consider că în momentul de față, la primăria Piatra Neamț, este o echipă care chiar poate genera o strategie coerentă și nu numai în zona medicală. Gândiți-vă că avem cele două mari presiuni, presiunea medicală, criza medicală, criza economică, dar nimeni nu vorbește despre criza psihologică. Criză care generează, repet, așa cum noi am mai vorbit aici, poate genera mișcări de stradă, anarhie și chiar situații distopice în care, ca să înțeleagă toată lumea, distopia este de fapt ceea ce caracterizează sfârșitul lumii. Chiar să spun, distopia salvează România. Cred că da, distopia salvează. Doamne ferește să avem parte de așa ceva. Da. Pentru că într-o astfel de situație, analizele sociale, analizele de punct de vedere psihologic sunt foarte importante.
Cred că psihologii ar trebui să fie mai implicați, sunt dispuși să facă acest lucru, dar nu au fost solicitați. Avem nevoie de o protecție psihologică, începând cu copiii care nu merg la școală, terminând cu adulții care lucrează de acasă sau chiar nu mai lucrează și intră în șomaj tehnic. Pentru că avem nevoie de un popor sănătos, avem nevoie de cetățeni sănătoși pentru a trece această criză. Da, sunt multe de discutat despre modul în care este gestionată criza aceasta în județ și în Piatra Neamț. Să spunem doar că acum, am aflat ieri, avem 16 locuri la ATI funcționale și probabil că va mai crește cu vreo 4-5 locuri, dar mie mi se pare total insuficient și total, să spun eu, pentru ce ne așteaptă de acum încolo. Ar vă propun, pentru că tot am atins subiectul consilier local, pentru că este ora 9 aproape, să trecem... Păi dacă ați citit ziarul 20 de minute? 10. Și n-am citit ziarul, am vorbit despre hotărâre. Ziarul pot să-l citesc. Ce-ați scris. Deci, nu, pot să citesc din ziar dacă toți m-au provocat. Apropo de subiectul discutat, o mărturie a unui om care la 3 luni după vindecarea de COVID spune așa: dacă merg mai repede, nu pot să alerg. Deja simt ca o presiune obosește în piept. Și explică tot prin ce a trecut el. Da, să leziunile și afectarea sistemului respirator, deci afecțiunile pulmonare, aceste leziuni pulmonare generează starea de oboseală pe o perioadă de 6 luni de zile, din ceea ce spun medicii, dar există, din păcate, perioada a fost foarte scurtă pentru studiul acestor leziuni pulmonare, există sechele care rămân pe viață în situațiile de COVID, într-o stare gravă, în situația de a fi internat la ATI, cu afecțiuni și cu organe și sisteme afectate. Avem și leziunile cerebrale, avem și leziunile vasculare. Adică este o boală foarte complexă, încă necunoscută. Încă tratamentele se fac aproape în regim experimental. Vorbim de vaccin, eu cred că mai devreme de 2 ani de zile un vaccin nu vom avea, pentru că un vaccin trebuie să treacă printr-o perioadă clară de studiu clinic. Vom avea testări în masă cu vaccin. Da, de fapt va fi un studiu clinic în masă, exact. Așa cum am făcut și infectarea în masă, infectarea în turmă. Și s-a demonstrat că ea nu funcționează, motivul pentru care Marea Britanie a ajuns unde a ajuns. Și Suedia. Și Suedia, și Finlanda, și... Și Statele Unite. Și, da, și Statele Unite. Uite că am ajuns la Statele Unite. Mă rog, eu vreau să spun concluzia, în loc de concluzia acestui material, România are 6.000, acum 8.000 de cazuri pe zi. La ziua când s-a scris materialul erau 6. Da, am înțeles că Australia, la jumătatea lunii decembrie vom avea 25.000. Și Australia... 0 cazuri. În condițiile în care... Da, da, ați văzut ce măsuri au luat... Au respectat restricțiile, inclusiv cele instituite în Melbourne. Toată lumea a stat acasă 112 zile. Da, dar Australia își permite. Australia cele își mai permite. Dure măsuri au fost luate într-adevăr în Australia, în Melbourne, dar nici ei în perioada asta nu se simt prea bine. Ce ne îngrijorează pe noi în România nu este numărul de infectări, ci numărul de mortalități. Pentru că noi suntem pe locul 2 în Europa ca număr de mortalități, ceea ce e foarte mult și foarte grav. Ca să nu mai vorbim despre situația despre care eu vorbesc în fiecare zi și cred că aici trebuie să intervenim chiar noi politicieni la nivel local. Este foarte important cum sunt tratați bolnavii de alte patologii, de care toată lumea a uitat și care se sting din viață în liniște și dacă au noroc, în ghilimele spun asta, sunt trecuți și ei în statistica COVID. Domnul Liviu Arbuz, noi plătim acum prețul, deci acum în pandemie, cu numărul mare de morți, plătim prețul unui sistem sanitar dezvoltat haotic, și care nu a avut grijă în timp de starea generală de sănătate a populației. La noi analizele se fac cum se fac,
Știți foarte bine. La noi nu este urmărit bolnavul. Știți unde cred că e problema? Problema a fost modul în care s-a gândit mereu finanțarea unităților instituțiilor de sănătate. Pentru că în momentul în care dai finanțarea unui spital, o bucată la Ministerul Sănătății, o bucată la Consiliul Județean, o bucată la Consiliul Local, nu vei avea niciodată un responsabil. România nu s-a dezvoltat în ultimii ani, și repet, într-un sistem integrat. Pentru că, uitați-vă, cel mai simplu exemplu este ăla. Asfaltăm, după care găurim asfaltul, îl spargem, după ce am cheltuit pe asfalt, ca să facem canalizarea. Asfaltăm din nou, după care iar spargem asfaltul pentru că n-am făcut partea... Dar nu e nimica nou, domnul Eduardu. Păi nu e când nou, eram soldat, am avut un caporal oltean, al cărui șlagă era următorul. Doi olteni săpau o groapă. Nu pot să-l cânt că n-am voce, dar era senzațional. Doi olteni săpau o groapă. Unul puse o întrebare. Ce ne facem cu pământul? Rezultat de la săpare. Și venea răspunsul. Asta ce întrebare idiotă. Păi săpăm o altă groapă. Da. Deci noi avem în urmă, în gene administrative, da, chestia păcate, asta. Din păcate avem în gene acest lucru. Deci, și cum s-ar putea fura? Mereu se fac, exact. Cum s-ar putea fura dacă îi face lucrurile? Adică mereu s-a vorbit și știți că am avut situații chiar penale în guvern. Vorbim de responsabilitate, de răspundere. S-au luat decizii pentru investiții care nu puteau efectiv să fie integrate. Un alt exemplu, și sunt curios cum se va face digitalizarea în condițiile astea în România. Așa, tu. Fiecare așa se va face. Tu. Fiecare așa instituție are un soft, are un sistem IT care nu este compatibil, deci au programe care nu sunt compatibile cu programele de la alte instituții. Nu există interfețe. Adică eu dacă vreau să apelez în același timp și fiscul și, nu știu, să zicem agențiile de plăți din agricultură, trebuie să o fac fizic pentru că nu există interfețe. În momentul de față, interfețele sunt asigurate cu documente fizice. De la DNA ni se trage. Că dacă nu cădea lotul Microsoft, acum era totul integrat. Digitalizat. Da, eram integrați în absolut. Eram integrați în absolut. Bun, știți, din păcate și sintagma aia, domnule, au furat, dar au și făcut. Nu-i merge în cazul ăsta. Dacă am ajuns acolo, e grav. Adică dacă oamenii, cetățenii s-au obișnuit și au acceptat până la urmă acest sistem în care lasă că fură, dar mai și fac. Este foarte grav, pentru că asta ne schimbă comportamental. Asta ne schimbă în reactivitatea, pentru că noi, în general, nici măcar activ nu suntem, dar aminte proactivi atunci când vorbim de integrarea socială. Da. Vreau să discutăm un pic despre politică locală, dar nu ne lasă cine? Cei care ne urmăresc. Și era un subiect pe care eu vreau să-l ating. Am și deschis un material și văd că cineva mă provoacă. Ce părere aveți despre protocolul aprobat de Ministerul Educației pe care trebuie să-l semneze părinții în cadrul școlii cu privire la respectarea normelor GDPR, conform cărora lecțiile online nu pot fi înregistrate nici măcar în scop didactic? Spune un fan activ al emisiunii noastre. Deci s-a dat o hârtie pe care o semneze părinții. Știu. Este o formalitate, pentru că am să vă spun ceva. GDPR oricum nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. GDPR a fost creat pentru altceva. Dar eu vreau să vă întreb. Ce GDPR când în fiecare zi noi ne băgăm toate datele, ne băgăm poze? Dar de ce au mai fost dat ordinul ăsta? Păi cu GDPR-ul? Nu! Cu hârtia pe care o semneze adică fiecare trebuie părinte. Să fie acoperiți, pentru că este directivă cine europeană. Trebuie să fie acoperiți? Cei care l-au dat. Păi da, dar uitați, subsecretar de stat, mă rog, subsecretar de stat sună foarte urât. Am Jean fost Badea. Și eu, de ce? Și ați venit la piatra mea. Subsecretar de stat, adică... Jean Badea. Susține că această declarație este doar la nivel de recomandare, iar părinții care refuză să o semneze nu riscă nimic.
Nu, de ce mai dăm ceva? De ca ce? Să-i dăm de lucru profesorului, dirigintelui? Toată lumea fuge de răspundere și funcționarii, unii mai zeloși, doresc să fie acoperiți de hârtii. Trebuie să fie acoperiți pentru că știm bine acum GDPR-ul este la mare modă, dar eu repet, în momentul în care noi intrăm pe Google, când intrăm în Facebook, când intrăm în Instagram, ne dăm chiloții jos și prezentăm tot ce facem în fiecare zi. Dați-mi adresa, vă rog. Nu, vă dau link-ul. Povestea cu GDPR-ul este până la urmă o formalitate. Da. Ce nu înțeleg eu aici este altceva. Deci, îi încărcăm pe cei din școli cu asemenea chestii. Deci, circuitul este așa. Vine hârtia. Problema este alta. Ea este consultativă sau conformă? Păi nu, că dirigenților... La nivel de recomandare. Nu, dirigenților i s-a spus să vină de la toți părinții semnat. Deci bun. Acolo e ordin. Directorul primește ordin de la inspectorat. Nu știu acum de la cine îl mai primește de la inspectorat, că nu mai știu cine este la conducere la inspectorat în momentul ăsta. Vreau să vă spun că amenziile pe nerespectarea legislației GDPR sunt fabuloase. Și atunci de ce spune domnul Jean? O companie că... poate să ia 1 milion de euro amendă. Am înțeles. Dacă am nu înțeles. Respectă, adică, și dacă nu are contractat. Dacă unul nu stă în front, îl amendăm cu GDPR-ul. Exact. Exact. Bun. Acum, făcând o glumă și până trece la lucruri serioase. Funcționarii publici funcționează pe Ornis, iar la, deci, în România, la persoanele fizice funcționează cu GDPR-ul. În România, autoritățile de sus până jos au început să se antreneze la sporturi extreme. Adică, cum fugi mai bine de răspundere sau carăte-carăte, știți? Sporturi extreme, de contact. Asta este problema. Toți se acoperă în hârtii și la urmă cade pe capul ăluia de mai jos. În cazul ăsta, dirigintele și profesorul de școală. Și dacă mai grav este altceva, domnul Liviu Barbuz, falia aceasta care se adâncește, avem de la sud, de sus Trump, Biden, la noi PNL, PSD, președinte, parlament, etc. Falia asta care se adâncește acum și care este mai gravă decât toate celelalte, părinți, profesori. Da, eu consider că este... falia este între părinți, elevi, profesori. Părinți, elevi, profesori. Pentru că da. eu consider toate cele trei categorii ca fiind victime a unei legislații și a unor măsuri neadecvate și a unei presiuni, repet, eu am un fix cu asta și o să vedem rezultatele în timp, în ani, a unei presiuni psihologice, a unei presiuni care duce la schimbarea comportamentală a copiilor. Nu putem ști, nu putem anticipa cât va mai ține această pandemie. Nu putem anticipa care este următoarea criză, pentru că acum râdem, cum râdem de zeci de ani despre criza apei, despre criza de mediu. Sunt crize inevitabile și ele vor veni. Dar noi nu încercăm să facem prevenție în absolut nimic. Prevenția este mult mai ieftină, combaterea este de 10 ori mai scumpă. Uitați-vă în ce situație suntem astăzi, deși de 8 luni de zile am știut că va veni momentul în care sistemul ATI, sistemul sanitar va fi colmatat. Avem astăzi peste 230 de spitale alocate COVID. Avem în continuare mortalități imense pe alte patologii. Eu cred că acestea sunt lucruri pe care... Eu mi-aș îndrepta acum atenția, dacă aș fi manager în sănătate, și asupra celor care au alte patologii, pentru că mortalitățile, o să vedem, sunt mult mai mari. Desigur, e simplu să-l treci la COVID, dar sunt mult mai mari și multe dintre aceste cazuri n-au nicio legătură cu COVID-ul. Mă distram, ieri citeam știri în Franța, au descoperit că acel terorist care a omorât 3 oameni în Franța, după ce l-au fost împușcat de forțele de ordine, era pozitiv COVID. Mă rog. Domnul Liviu Arbus, coordonator pro-România, vreau să discutăm un pic și despre politică locală. Ne-am scăpat. Dar normal că n-ați scăpat, mai avem câteva minute.
Eu am așa o curiozitate. Curiozitate care mă râcăie de ceva timp. În Neamț avem o alianță cu ALDE sau ce avem? Cum stăm cu acest... Că la nivel local, național, am înțeles că Pro-România este binecuvântată pe liste cu niște oameni de la ALDE, inclusiv cu domnul Călin Popescu Tăricianu. Care un politician, poziția 1 la Senat, la Senat. Adică, ca să spunem așa, este de-a dreapta sau de-a stânga domnului Ponta. Ce se întâmplă în Neamț? Pentru că în cazul în care ar funcționa această alianță, Pro-România la Consiliul Județean ar mai avea cel puțin un consilier. Mă refer aici la cunoscutul Iona Saftei. Jana Saftei. Ionica Saftei. Ionica Saftei. Și la Consiliul Local Piatra Neamț ar mai fi încă două mandate, pe lângă cele pe care le aveți deja. Deci, automat, puterea grupului ar fi alta. Bun, haideți să o luăm așa, în ordine procedural. Duminică, 8 noiembrie, va avea loc congresul de fuziune a celor două partide. Adică după alegeri. De fapt, nu, acum. Acum. 8 noiembrie. A, scuzați-mă, 8 decembrie, da. 8 decembrie fuzionăm cu Absolutul. Va fi un congres al Pro-România, pe parcursul unei un congres al ALDE, apoi va fi declanșat mecanismul de fuziune, doar că această fuziune, pentru a fi parafată, înregistrată, are nevoie de o hotărâre judecătorească care cum va dura probabil la Tribunal Birjar. La Tribunal Birjar, undeva probabil ianuarie, februarie, atunci când se va obține, pentru că de obicei deciziile instanțelor pe partea de partide durează. Ce pot să vă spun este că până atunci toți cei care candidează pentru parlamentare sunt obligați, nu obligați, până la urma alegerea lor. Candidează pe listele Pro-România. De ce au devenit? Sunt membri deci de domnul partid. Tăricianu nu mai este președintele ALDE, ca să ne înțelegem. Domnul Tăricianu, de exemplu, astăzi are statutul de membru Pro-România. Dacă îmi permiteți și un comentariu, el are statutul de membru Pro-România. Nu este răutăcios, este o realitate. El are statutul de membru Pro-România, nu mai este membru ALDE, dar conduce ALDE prin domnul Chițoiu. Da, nu știu, președinte este domnul Daniel Chițoiu, este foarte adevărat, acum nu știu dacă conduce prin sau nu conduce. Cert este că la Neamț, ALDE, la nivel de leadership, mă refer aici la domnul Asaftei, a ales să meargă cu PSD-ul. De altfel, știți bine, domnul Asaftei a ieșit consilier pe lista comună acelei alianțe, nu mai știu cum se chema, PPU, nu știu cum. A, Alianța pentru Dezvoltarea Județului Neamț. Dezvoltarea Județului Neamț. Dăncilă. Adică 20-20. Așa. Deci domnul Asaftei, în momentul de față, este clar un adept al coaliției cu și a împrietenirii cu PSD-ul. De altfel, dânsului curge prin vine un sânge PSD-ist. Motiv pentru care dânsul va opta probabil să rămână în continuare și până când nu se va produce fuziunea la tribunal, dânsul poate opta. După ce se va înregistra la tribunal noul partid, la fel va opta pentru a deveni independent sau ce va dori dânsul, sau va intra în Pro-România. Nu pot să vă spun care este alegerea celorlalți doi consilieri deja, pentru că au depus și jurământul de la ALDE Consiliul Local, pentru că nu și-au manifestat-o încă. Dacă mă întrebați pe mine unde va fi mai călduț, acolo se vor așeza, pentru că își vor negocia probabil avantaje, își vor maximiza avantaje. Stați un pic, ei au candidat pe lista ALDE. Tocmai. Fiind pe lista ALDE, nu vor putea alege. Nu, eu vorbesc de voturi. Eu vorbesc de cum vor vota. Vor putea opta între a fi membrii Pro-România în momentul în care se produce fuziunea parafată la tribunal. Așa că asta este situația în momentul de față. Este o fuziune formală. Ea se va realiza, așa cum v-am spus, duminică.
Dar eu cred că în politică ar putea avea loc discuții așa, pe gentleman agreement, în care să putem stabili dinainte cum... Vreau să-mi traduceți un pic. Adică să în românește. În românește. Da, da. Să avem sânge în instalație, să fim bărbați și atunci când batem mâna să nu ne mai dăm domnișoare, să nu mai fim balerine, să facem piruietă doar pentru a conserva niște avantaje pe care le-au avut în trecut sau pe adică care adică politicienii să aibă cuvânt. Să aibă cuvânt și, desigur, să aibă și atitudine, pentru că e vorba și de atitudine în politică în astfel de situații. Da. M-am lămurit cum e. Acum stau și mă gândesc cum va fi ședința în care vor fi aleși vicepreședinții la Consiliul Județean. Cam înțeles că asta va fi prima ședință, da, nu? Așa. Acum lucrurile stau cam și așa. Și eu stau și mă gândesc cum. Lucrurile stau cam așa. PSD-ul are 13, nu? Da. 13. PMP-ul are 3. Trei în Consiliul Județean și 4 în Consiliul Județean. Îi lăsăm pe ei. Deci 13 și cu 3 fac 16. Noi avem 3. Noi asta aveți 3, asta face 16 și cu 3, 19, da? Da. Ce vă faceți? Că dumneavoastră sunteți în partea aia, dar ce vă faceți dacă domnul președinte Arsene sau cineva de la PSD, altcineva de la PSD, doamna Dana Soroceanu e secretar, nu-i membru PSD, altcineva de la PSD vine și propune, ce noi îl propunem pe Xulescu de la Pro-România și îl numesc pe domnul Asaftei, că domnul Asaftei are acel tupeu să zice, da, eu reprezint Pro-România, că noi ne-am fuzionat. Nu poate spune asta. Adică el o poate spune. Nu are niciun suport legal în sensul ăsta. Bun, și ce contează suportul legal la o ședință de constituire? Sau vine cu un alt nume, de exemplu domnul Chiței sau doamna Mădălina Ciupotaru. Noi, PSD-ul, propunem pe X de la Pro-România. Dacă se va întâmpla așa ceva și este probabil, și noi am făcut tot felul de simulări. Ați făcut și această. Da, și această simulare. Am făcut repetiții la partid și i-am propus pe rând pe toți cei... Simulare pe bază de stimulat. Exact. Și le-am explicat că în momentul în care se va întâmpla așa ceva, persoana se va recuza și va refuza să fie candidat pentru funcția de vicepreședinte. Are dreptul acesta. Bineînțeles. Adică nu se pune automat la vot. Nu poți să fii pus cu forță. Deci în momentul în care ești propus, poți să refuzi sau să accepți. Deci, și dacă ulterior se supune la vot. Deci dacă acceptă înseamnă că e de acum, acord, dacă se recuză înseamnă că nu. Trădările în județul Neamț, eu spun de mult, trădările s-au născut în județul Neamț și s-au dezvoltat, au crescut în județul Neamț. Sunt nu, posibil. Au rămas imortalizate de către Ile Caracale. Da. Eu nu cred că se va întâmpla o trădare de asemenea gen, pentru că indiferent care din cei 3 consilieri pe care avem noi ar face asta, s-ar compromite definitiv și irevocabil din punct de vedere politic. Dacă și această posibilitate există, dacă se va întâmpla să se propună, să fie propus unul din membrii Pro-România, aceștia vor refuza. Da, apropo de trădări în județul Neamț, am luat bibliografie vis-a-vis de trădări în județul Neamț și, de exemplu, avem domnul Lucian Micu opere complete de la bal electoral la spital, adică domnul Lucian Micu acum este nou director al spitalului Piatra Neamț, dar a scris și o carte de la bal electoral la spital și putem să o luăm ca bibliografie pentru trădări. După aceea avem și o altă carte, dar asta este mai mult așa de amintiri. Eu sunt mic, sunt chitic, dar n-am nicio problemă să fiu chiar și votant PSD. Nu știu cum va vota domnul Chitic. Desigur, e o analiză politică pertinentă ce ați făcut dumneavoastră. Nu, este o bibliografie. Ok. Auto sau... Nu. Bibliografie. Da, lăsând gluma la o parte, să știți că toată lumea așteaptă, mie mi se pare o falsă bătălie asta cu vicepreședinții la Consiliul Județean,
Pentru că dacă ai o majoritate și știi să o folosești și ai inteligență și oameni care să conducă, va fi, e mai mult o chestiune de imagine. Eu cred că avem nevoie de politici consensuale. Pentru că fără politici consensuale, mai ales în perioada de criză, nu putem rezolva problemele județului Neamț. Iar politici consensuale, desigur, presupun și eliminarea compromisurilor care s-au făcut până acum, ca să nu mai vorbim exact ce discutam noi mai devreme despre tot felul de investiții care nu fac decât să sifoneze banul public. Eu cred că trebuie susținute în continuare acele investiții mari în infrastructură care sunt deja începute, ele trebuie finalizate. Iar marile investiții, problema sănătății, sistemului de sănătate în județul Neamț, problema sistemului de educație în județul Neamț, nu trebuie să devină subiectul unui ping-pong politic, pentru că dacă vom face asta, vom plăti cu toții, indiferent de culoare politică, de vârstă. Adică astăzi plătim democrația, pentru că dorim să... Eu vă spun că știți și data trecută sunt împotriva alegerilor și sunt și împotriva organizării alegerilor în timpul acesta, perioada pandemiei. Dar gândiți-vă că de data aceasta prețul democrației se plătește cu vieți omenești. Da, acum revenind la aceste alianțe care se fac pentru conducerea județului, a primăriei, a Consiliului Județean local și în comune, eu m-aș bucura ca să particip la o conferință de presă cu mască sau fără mască, nu mai contează, în care, așa cum ați ieșit împreună cu domnul Cosmanciu, cu domnul Lucian Iulian Bulai, Iulian Bulai, ați ieșit într-o conferință de presă, ați zis, da, domne, noi ne-am dat mâna și mergem în continuu, s-a asist la o conferință de presă în care toți să ieșiți și să spuneți așa, stimați reporteri care purtați mască conform articolului 2 din ordinul prefectului care anulează ordinul celălalt cu purtarea măștii. Acesta este programul nostru de dezvoltare al județului, orașului. Avem comunii. Nevoie de o strategie. Deci asta aș vrea să văd. O strategie se elaborează și se implementează în baza, repet, al unor politici consensuale. Pentru că atunci când vorbim de proiecte care sunt vitale pentru comunitatea nemțeană, nu cred că cineva e nebun să voteze împotrivă sau să transforme aceste validări de proiecte, voturi, într-o joacă politică. Politicul se oprește atunci când dezbaterea politică este una, iar ceea ce înseamnă administrație trebuie să excludă partea politică. Da. O administrație bună și, repet, folositoare cetățenilor județului Neamț și județului. Sunt elemente pe care eu nu înțeleg cum ar putea ele deveni subiectul unei lupte politice, cum ar fi elementele de infrastructură. Toată lumea își dorește drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Nu cred că e vreun partid care să spună că nu. Acum nu știu ce o să facem cu centura ocolitoare, pentru că există vreo 4 proiecte. Probabil se vor dezbate soluțiile. Dar eu revin ca și în campania electorală și spun, astea sunt soluții pe care le dau specialiștii, nu politicieni. Da, problema este că... Spitalul județean de urgență Neamț, care este o bombă și o criză continuă, 9 manageri într-un an sau în 2 ani de zile, nu mai știu. Nu înțeleg, chiar nu găsim o soluție. Cred că aici trebuie consens și să ne concentrăm cu toții pe rezolvarea problemei de asistență sanitară. Aștept, repet, să văd un program care să spună așa, pentru sănătate Neamț, facem următoare lucruri care țin de noi. Eu cred că orașul Piatra Neamț are, nu cred, voi susține, are nevoie de un spital municipal. Probabil pentru că învățământ. Unul județean nou de 13 etaje și ăla e foarte bine dacă s-ar putea realiza, dar cred că e prea mult și să nu aspirăm prea sus și să nu facem nimic. Prefer să avem un spital care să asigure starea de sănătate
a locuitorilor din Piatra Neamț, iar cel județean să preia ceea ce înseamnă patologie din tot județul. Da, așa ar trebui. Aștept în continuare acel plan. Avem o oră de discuții. Ne vedem joia viitoare. Să continuăm să batem câmpii împreună cu eleganță în această emisiune. Până joia viitoare să sperăm că trece și acel congres, nu? Da, congresul este duminică de Mihail și Gavril. Chiar dacă îmi permiteți, profit să le transmit tuturor care poartă numele arhanghelilor Mihail și Gavril și care se sărbătoresc duminică, să le spun la mulți ani. Anticipat. Da, ne oprim aici, stimați telespectatori. O discuție, zic eu, interesantă asta, ca să profit de faptul... Ca să mă încurajați. Da. Vreau să spun altceva, dar ca să-l încurajăm pe domnul. Să mă încurajez și pe mine. Ne oprim aici, mâine dimineață ne mai gândim dacă facem emisiune și spun asta pentru că de luni încolo urmează să facem emisiuni cu personaje din partide care vin să-și prezinte programele electorale. O să vă rog tare mult, cu multă aplicație, competență și devotament, să mă ajutați în moderarea acestor emisiuni cu întrebări pertinente pentru candidați, întrebările interzise de pe acum, vă spun care sunt. Nu pot să pui o întrebare de unde este un candidat. Nu putem pune aceste întrebări pentru că nu e corect. Până la urmă, fiecare om se naște acolo unde îl lasă mama lui, Dumnezeu. Deci nu are nicio problemă. Important e cum sfințește locul acolo unde se află. Exact, exact. După aceea nu putem întreba candidații dacă sunt sau nu familiști convinși din punct de vedere politic. Toate aceste lucruri nu se discută, dar îi putem întreba despre proiecte și programe și testul cel mai mare pe care o să încercăm să-l aplicăm în această emisiune. O să spunem așa, bună ziua, este domnul, doamna, aveți 15 minute să vă prezentați programul. Punem un cronometru. Trebuie 15 să aducem și o tablă aici. Așa, și în alea 15 minute, rog un coleg să apese pe butonul acela care dă sunetul. Pornește sunetul. Nu, nu se prinde colegul care este acolo, că el suferă. A fost ziua lui ieri și de asta nu se prinde acum. Suferă, deci avem o chestie pe care apăsăm, știți, și se aude un sunet. Ei, 15 minute să vorbească singur despre proiectul respectiv. Adică noi să-l ascultăm. După 15 minute avem sunetul. S-a trezit. După 15 minute îi punem întrebări. 15 minute îi punem întrebări. Și în alea 15 minute ne explică care este programul cu care partidul domniei sale, că aici nu mai contează persoana. Aici va fi de pe liste, nu da. Mai sunt alegerile nominale. Cu care vine în fața electoratului. Și abia aștept să-i văd și să spun. Go! Aoleu, iar ne ducem în America. Ne oprim aici. Și ne-am dezbătut alegerile din America. Nu putem să le dezbatem. O ultimă veste, ci că dacă domnul Biden câștigă Nevada, va câștiga are alegerile. 270. Da. Ci că ar mai fi încă 5 state. Azi dimineața avea 234, are nevoie de 270 ca să câștige. Da. Deci, Nevada face diferența. Nu știu dacă nu ajunge la 271, nu știu exact. Dar eu repet, marea mea îngrijorare este posibilitatea unui război civil în Statele Unite în urma oricărui rezultat. E disproporționat un război civil în Statele Unite. Dacă ne uităm la hartă, tot centrul este roșu și marginile sunt albastre. Bine, atunci marginile vor sări pe centru. Așa. Deci mai sunt 5 state în care se numără voturi. Georgia, Carolina de Nord, Pennsylvania, Nevada și Alaska. În Alaska sunt 50% de voturi încă nenumărate. În Nevada 25, dar este dat Biden câștigător. Ar mai fi 398.000 de voturi. 25% dintre voturi încă. Pennsylvania 11%. Dar Trump este în față, Carolina de Nord, Trump este în față cu 76.000 de voturi. În Georgia mai sunt 2% din voturi de numărat, aproximativ 100.000 de voturi. Trump are 22.000 de voturi în plus. Deci, dacă Nevada trece la domnul Biden, avem probabil președinte democrat, după ce vor fi acele procese la înalta curte, etc. Asta e. Ce să analizăm acolo, acum?
Ce câștigă și ce pierde România, dacă vor fi democrații sau dacă vor fi republicanii. Cred că asta trebuie, dar într-o emisiune viitoare, pentru că e o discuție puțin mai largă. Făcând o analiză în ultimele, din ultimii 20 de ani, când a fost mai bine, pe vremea republicanilor sau pe vremea democraților. Desigur, noi am intrat în NATO într-o perioadă republicană, iar democrații, atunci când Bill Clinton s-a pus problema ca să intrăm în NATO, a zis România nu este pregătită, să mai așteptăm puțin. Dar nu cred că sunt argumentele hotărătoare de a sprijini democrații sau republicanii, nu. Măcar așa de pe margine, pentru că noi suntem în tribune, realitățile sunt... Geopolitic vorbind, îmi aduc aminte că domnul Biden a avut interese foarte mari în Ucraina. Și pe perioada cât era vicepreședinte s-a pierdut. Nu discut acum, eu vorbesc geopolitic. A avut interese în Ucraina. Gândiți-vă că în confruntarea celor doi în dezbatere a fost pomenită România. Adică suntem celebri, suntem mândri. Iar băiatul domnului Biden a fost și el filmat într-o ipostază devenită celebră în România. Deci niște ipostaze în care era mai goluț așa. Dar trecem și peste bine, asta. Revin la ce vreau să spun. Și la alții. Vreau să revin la ce spuneam. Deci, domnul Biden a avut interese mari în Ucraina și urmarea a fost că Rusia a luat Crimeea. Așa că putem să ne imaginăm cât de consecventă este politica asta în americanilor din punctul nostru de vedere. Norocul nostru că administrația americană are o anumită inerție, o inerție chiar puternică și, indiferent cine va fi, sistemul funcționează și nu cred că vor fi influențe prea mari în ceea ce înseamnă parteneriatul strategic și relația cu Statele Unite, pentru că inerția administrației americane este cunoscută și a adus mereu o constanță în ceea ce înseamnă politicile externe. Da, eu aș încheia totuși astăzi emisiunea Într-o notă optimistă. O știre dată acum pe un site celebru de știri, pe surse. România a găsit salvarea, are 10.000 de metri pătrați pe malul râului Iordan. Lucrările de deminare de la Iordan s-au încheiat, dar în prezent armata israeliană efectuează verificări de securitate în perimetru de aproape 1.000.000 de metri pătrați. Reprezentanții Patriarhiei Române la locurile sfinte speră ca în curând să poată merge cu specialiști la schitul românesc, probabil de acolo, pentru a demara proiectul de reabilitare. Și că avem 10.000 de metri, regiunea se numește, nu pot să pronunț, Qasr al-Yahud, se află chiar în proximitatea locului botezului Domnului. Acolo a slujit. Deci am fost acolo, am văzut și schitul, chiar lângă biserica, cea mai dezvoltată este biserica grecească în zonă. Și noi avem într-adevăr 10.000 de metri pe care n-am reușit de 20 de ani decât să facem, dar este pe malul iordanian, nu pe malul israelian. Păi de asta spun că acum este în Iordania, că acum au intrat acolo, da, că s-a întâmplat ceva. Că în momentul de față Iordanul are maxim 12 metri lățime, iar adâncimea este undeva la 50-60 cm. Da, deci este o veste bună, ne putem bucura că avem 10.000 de metri pătrați acolo. De mult, dar n-am făcut nimic. Păi nu, de asta spuneam. Avem 10.000 și vom investi acolo. Poate facem deci un spital investi COVID. Acolo. Un spital COVID sau, mă rog, dacă nu, măcar un cimitir. Ne oprim aici, în nota optimistă pe care mi-a transmis-o domnul Liviu Arbuz. La revedere, cele bune! La revedere!